bună tuturor și bun venit la un nou car vlog. Eu sunt Gaju Kid. Vreau să vă mulțumesc că sunteți și astăzi alături de mine. Astăzi o să ne întâlnim cu doi fani. Doi fani care au pus cu o comandă pe website de stickere. Chestia e că o să le duc eu personal și nu o să le cer bani pe ele. La cei din Oradea sau cei cu care mă întâlnesc nu cer bani, pentru că le dau gratis, nu fac chestia asta. Pentru bani fac din pasiune și pentru comunitatea mea. Vă mulțumesc că te și astăzi alături de mine. Las imaginea de pe drum să vorbească de la sine și o să ne vedem acolo cu primul băiat. Richard. Sper să se bucure de surpriză. Chiar sper. Hai că îl sunăm să-l anunțăm că o să ajungem și să vedem reacția. Ciao, pe unde ești? Bine, hai că ajung și eu. Ajung și eu în câteva minuțele. Salut! Cum ajunge și el? În 10 secunde o să ajungem și noi. O să pun camera spre el să-i luăm reacția, să vedem ce față bagă. Salut, Gaju Kid. Salut. Gaju Kid, salutați comunitatea. Salut. Ce faci, Marc? Bine. Bine? Uite, v-am adus niște chestii, dar vi le dau acum sau vi le mai dau mai târziu. Uite, unul din ăsta, unul din ăsta și mai am și spate din alea mai mari și mai mici și mai... Ce faceți? Bine. Cum a fost la școală? Hai puțin mai încoace să te vezi și tu. Așa, perfect. Și care a fost prima voastră părere când ați văzut mașina? Ce mașină, mișto, car. Și? Atât? Să mergem undeva să ne parcăm, să ne jucăm cu telecomanda, vrei? Cu suspensie. Ce ați făcut la școală? Bine. De ce, simulări sau pe ce clasă sunteți? La cei de 12. Am înțeles. Și pe voi v-o dat afară de la școală, ce zici, hai, mergeți acasă acum. Am înțeles, mega mișto. Plăcea și mie așa când ne trimitea acasă de la școală. Era mișto. Zi-mi, Marc, ceva. Nu zici nimic? Nu prea. Păi cât timp ai mașină? Măi, mașina am din 2010. Am început să o modific prin 2012. În 2014 am trimis-o la suspensia asta pe perne de aer. Și acum, în ultimii 2 ani, am început să vopsesc așa în mai multe culori, să fac mai multe chestii pe ea. Da, azi că ai avut și culoarea galbastră. Da, pe a fost mov, a fost albastru, a fost cameleoane, a fost tot felul de culori. Mai interesante. Da, interesante, sage, neoane. Ce mișto e că poți să o dai jos foarte, foarte repede, știi? Adică dacă ne-am pune noi trei acum, cred că în 10 minute ar fi gata toată înapoi, neagră, știi? Deci așa e de mișto materialul ăsta de la B1 Coatings. Ai băgat și mulți bani, ai investit mult. Măi, în vopsea și în astea nu bag bani, fiindcă am sponsor. Și mă ajută cu material și așa. Banii, dai seama, tot trebuie să-i bagi la un moment dat, că n-ai cum, nu vine nimeni să-ți dea bani. Cum e? Dacă vine mama și tata și-ți dă bani. Eu mereu mi-a plăcut să fac eu pentru mine și de la mine, nu am avut așteptări de la nimeni niciodată. De aceasta mă gândesc că învățați și voi să faceți, nu? Da. Să faceți pentru voi. Mm-hmm.
Mergem la Casa de Cultură aici? Cum vrei. Cum vreau. De acolo. De ce ai emoții? Nu am. N-ai? Văd că ai emoții. Tu uiți așa pe... Da. Pe geam ca și din taxi în loc să te bucuri de primare. Cal cu geaca aia pe tine. Nu prea. Vine primăvară. Mamă, ce plin. Ce este școala de șoferi? Da? Se pare că da. Liber acolo? Liber. Liber. Așa o zis și bulă. A venit tirul. Ești curios să te joci cu suspensia? Da? Tu? Te-ai mișcat vreodată cu așa ceva? Nu. Nu, a? Am văzut, dar nu m-am mișcat. Dar de mașina asta știai dinainte de... să zică mare? Nu, am văzut-o numai. Da? Așa, da. Am înțeles. Ce zici, mă? Atât? Ia, asta-i telecomanda veche. Ce apas tu pe butoane, pe acolo? Ha, cum e? Mișto. Descurci? Cum se simte? Fine. Atât? Fine. Ce zici, ce plăcintă ai? Ia du-te așa că-ți bagi mâna sub ea. Dar las-o toată pe jos. Ai loc? Puțin. Uite, ea ține tot telefonul. Așa. Și ai acolo două butoane. Partea asta este pe spate și asta este pe față. Sus, normal că ridici și jos, normal că lași. Joacă-te tot ce vrei. Ce zici, cât de repede se mișcă? Repede, așa-i? Da. Încearcă mai repede să te joci cu ea, pe față. Ce zici, e ca în copilărie, când aveai o mașinuță de jucărie și vrei să te joci cu ea, așa-i? Aha. O să spui și tu când o să ai mașină? Cam da. Cam da. Joacă-te și tu cu aia de acolo. Ne jucăm cu două telecomenzi deodată. Una de line shift, de una originală. E zi, măi, Marc. Ai crezut tu că o să ai ocazia să ne întâlnim? Nu. Nu? Păi de ce? Păi cât mi-ai scris tu pe Facebook? Vreo 2-3 zile. Am lăsat impresia că nu ne vedem, vrăjeli. Și ce-am făcut? Ia uite, unde ești acum? Ne plimbăm cu mașina.
hai, nu mai ai emoții, că emoțiile astea trec. Ia, fă ceva la mașină, joacă-te și tu, că meriți, nu? Așa, super. Uite-ți mașina. Uitați-vă aici. Ia uitați-vă aici. Ce știu eu? Yeeey! Hai zine și tu ceva pentru fanii de pe Facebook și de pe ce YouTube. Nu știu ce vrei tu. Transmite-le ceva. Cu tupeu. Suspensiile pe pene, mișto arată. Ce zici de faruri de Angeles? Faine și cu multe culori, lepre. Da, da, lepre tot. Ce zici de jante? Mișto. Îți plac? Sunt foarte spițate, așa-i? Da. Ce culoare zici să facem? Următoarea? Un alb? Alb? Alb o facem la nuntă. Ceva culoare de vară trebuie să facem, nu? E un roșu, cam așa. Bă, roșu au mai fost, uite așa ca și telefonul ăsta. Dar ce zici să facem, nu știu, un verde neon sau... Galben neon. Galben? Mm-hmm. Hai că încercăm, nu? Ce până da. Ai? Wow. Dacă ne-ai jucat și cu pernele. Să oprești și compresorul ăsta, bă, să oprești și compresorul. Nu-ți mai roade buzele. Hai mă să vă dau ceva. Ia, uite, îți timp punga și ia-ți câte vrei, ce vrei, ce vrei de înăuntru. Marc, zi să se ridice fundul. Zi, mă, ridică curul. Zi, urlă, ridică curul. Ridică curul. Marc, cel tăcut. Ce liniștit ești. Mă, mașina asta, nu se mai încalta. Mai am o Toyota Supra și încă o Dacia 1310. Uite, seamănă cu asta de aici. Mă, că a mea e albă. Albă cu interior roșu, eu zic roșu Ferrari. Da. Ai avut alte mașini, până afară de asta 3. Da, am avut câteva mașini. Prima mea mașină a fost un seria 3, după aia am avut un S-Class, după aia am avut Hummer, Hummer H3 am avut două. După aia am avut Touareg-ul, după aia Audi, după aia mi-am luat asta și Supra în ultimul timp. Deci tu, Marc, tu ai vrea o plimbare cu Supra, să înțeleg că ai plăcerea ta, nu? Da. Hai că în 1-2 aprilie, dacă veniți la eveniment, da, vă învârt până vă ies capacele din voi. O să fie mega șmecher, mega mișto evenimentul. O să ne distrăm, o să fie fain. Atâta spăzit, atât v-am adus. Mă, băieți, mă bucur că v-am cunoscut. Sper că vă bucurați de sticări și de plimbare. Și o să organizez o chestie. Tu o să mai ții legătura cu mine, că o să vreau să vă invit undeva. Vreau să mergem toți la karting, știi? Să strângem mai mulți. Oameni, să mergem să ne batem acolo. Marc, mersi mult. La fel. Și spuneți ceva la oamenii ăștia care v-au urmărit atâta. Mersi că ne-ați urmărit. Lați mâna și pe el și succes în continuare. Mersi, Marc. Cam asta. Și să strângi cât mai mulți abonați. Îmi spune, stați un subscribe.
Da, și un like și un subscribe la acesta. Și un share. Mersi, las că trec emoțiile. Hai, ceau băieți. Da. Ceau. Încă o dată. Foarte emoționați băieții, dar și eu aș fi, și eu am fost mereu când îmi cunoșteam așa idolii, să zice, că eu nu sunt idolul nimănui, eu sunt simplu om. Eram emoționat, îți dai seama, dar astea trec o dată, ce te mai treci, a doua oară, a treia oară, toate trec. Le-am promis că se duc la karting, asta și vreau să fac. Am un prieten la Oradea, ce mi-a dat un voucher pentru firma lui și o să strâng câțiva copii, 10, 20, 30 de copii și o să-i duc pe toți la karting. Serios! Acum o să mergem să ne întâlnim cu cel de-al doilea băiat. O să-l sun să vedem unde e. Pe el îl cheamă Alex Dani. Nu știu unde e. Dar sper să fie prin zonă și să vedem și lui reacția, să-i dăm stickerele și să-l plimbăm un pic și să se ceace și el cu suspensia. Salut, Dani! Salut! Virgil, sunt Gașu Kid, ce faci? Bine, acum parcăm. Unde ești? Acum parcăm la Crișo. Ok, oare de unde stăiau? Păi, eu sunt mașina. Uite, hai în parcarea aia de vis-a-vis de Crișo, ce spui? Parcarea vis-a-vis de Crișo? Da, este o parcare pe dreapta. Vis-a-vis de Crișo, parcarea aia de la spital. Unde e stația de taxiuri, bine? În spate, nu la Crișo. Da. Bine, hai că te aștept aici în stația de taxiuri din spate de la Crișo. Bine. Hai, ciao. Maestro. Bine, uite, cum vorbeam cu cineva la telefon. Salută populația. Ciao, Stoc, ciao. Spune-ne ceva. Cum sunteți? Cum merge treaba? Mersi. Tu? Da, bine. Cu munca. La aer proaspăt. Mă bucur. Norbi este cu bicicleta și ne-a urmărit. A tras repede pe dreapta să-l vedem, să-l salutăm. Ce faci, prietene? Cum ești? Am tras cel mai bun prieten și cel mai bun om de aici, de la Oradea. Bine. Hai. A venit și Alex. Să trăiți, îl duc eu acasă. Salut, prietene. Hai în mașină. Ce faci, mă? Hai în mașină. Hai, te pup, ceau. Te salut. O zi faină îți doresc. Ceau, ceau. Nu ai cum o duc. Ceau. Ce faci, băiete? Bine. Cum ești? Bine. Păi, dar nu-mi da bani, mă. De ce-mi dai mie bani? Ce faci, mă? Da, vrei să-mi dai mie bani? Mica. Uite ce drăguț e ăsta. Spune nu pot ceva. Să stau. Nu poți să stai. Cum să stai? Stai, vorbesc cu mama și vin. Bine? Bă, dar crezi că hai măcar rog o să vină după noi să ce joci un pic cu pernele. Ce crezi că se vorbește? Trebuie să-mi duc calculatorul la reparat. Îi zic că să-l ducă ea, bine? Face să-l ducă ea? Da. Dar hai că vin eu după tine. Unde îl duce calculatorul? Până pe Magnolie. Da, păi spune că noi mergem, zic că meargă ea în față și mergem noi după ea. Bine. Bine, hai. Imediat vin. Hai, te aștept. Doamne, ce amuzant e copilul ăsta. Vine cu maică-sa, maică-sa a urlat din mașină. Bă, hai iar pe fiul meu. Din ce eram cu băiatul cu bicicleta. Și vine băiatul să-mi întindă bani, pentru să-i dau stickerele. No way, man, no way. Gata, convins-o pe maică-sa. Eu rezolv orice, măi. Ce tare ești, bravo, măi. Hai să-ți pune centura. Așa, păi trebuie să fii băiat deștept, nu? Normal. Nu știi cum aia, nu știi cum se zice că părinții, așa cum ți crești, așa îi ai. Teoretic da, practic teoretic, mai... Teoretic da. Hai să-ți ridic, uite scaunul, avem aici niște butoane, ce zici? Păi, la cât m-am uitat la BMW-ul ăsta, mă gândesc. Ha, ha, ha. Că-l cunosc. Așa, păi ce știi tu despre mașina asta? Ia povestește. E 730D. Da.
are berniță de la M-Shifter. Mamă, știi de M-Shifted? Așa, și mai explică-ne. Vrei să-i schimb culoarea? Da. Și cum schimb culoarea? Printr-un concurs? Da, concurs, trei culori. Așa. Ai pus o fost fade. Da. Ai un garaj. Am un garaj, dar de fapt nu e un garaj, e colecția mea de mașini. Așa. Aici ai barometru. Mamă, știi și de aia de jos de acolo? Tipul ăsta chiar știe tot despre mașină. Cum trage? Ca o mașină adevărată. Aia, ia uite, ia uite. Ce zici de culoarea actuală acum, portocaliu ăsta, ți-l place? Foarte frumoasă. Bucur. Supra vrei să o duci la 4000 de cai? 4000? Păi, n-ai zis tu? Nu, 400 de cai, vreau să ajungă pe low boost. Aia înseamnă că dacă îi dăm big boost, adică mult boost în turbină, am putea să o ducem până în vreo 700 de cai cu setup-ul care e. Dar mașina aia, eu zic că până într-o 1000 de cai ar ține, mai mult n-ar ține, ar exploda motorul. Da, nu zic nu. E foarte tare. Urmărim pe maică-s acum, sperăm că nu-i dăm gură să o pierdem. Are Audi, deci merge tare, nu? Păi? Păi da. 1.9 TDI. 1.9 TDI, valoare? De-aia mare. Și la ce școală ești? Liceul Teologic Baptist Emanuel. Oh, bravo! Penitenciarul Emanuel. Penitenciar? De ce zici penitenciar? Da, nu poți să faci nimica. Deci băia, cum e? Deci băia, bun, ce vrei să faci tu acolo? Păi, cam mai nimica nu poți să faci. Mă gândesc că nu fumezi și prostii din alea. Ești copil cu minte. Păi trebuie să fii copil, știi cum? Exemplu, noi generațiile astea noi, toată lumea vorbește de noi. Generațiile noi, leneș, Facebook, YouTube, telefoane. Mai stau și pe Facebook, aia e adevărat. Da, bă, și eu stau, dar nu sunt chiar așa mult. Știi? Deci ne facem temele, ne jucăm, facem chestii și după aia mai stăm și pe Facebook și ne uităm la fete, nu? Da. Așa. Ți-ai dus-o recent la spălat. Am dus-o acum vreo 3-4 zile la spălat. Da. M-a prins ploaia și uite, e un ultimul hal, e murdară, varză. Da, tot frumoasă. Mersi. Ți zici ce culoare ai vrea să o facem acum? Ca R6. Ca R6? Albastru. Mai de-a fost albastru? Albastru cu alb. Da, a fost albastru cu un pic de mov, parcă, din cât țin minte. Așa e? Eu zic de R6-le. A, da, R6-le, da. A, R6-le, da, da, da. Că le-ai vândut. Ăla era un A6 cu motor 3000 TFSI modificat și tot pachetul de R6. Ah. Nu era R6, de-aia nu mai știu nici eu. O fost, să știi că a fost culoarea aia care chiar semăna foarte bine cu Audi-ul Șeptaru. Uh-huh. Da. Ai condus mai de mult un 550, nu, S500 Maybach. Da, e al un prieten de-a meu. E 550 compresor Maybach, da, S-Class. E lui Victor Micula și da. M-a plimbat și cu Ferrari-ul lui. Am văzut. Te-ai văzut tot, deci de tine nu mă pot ascunde cu nimic. Ai făcut odată un test cu apă, cu iPhone 7. Serios? Da. Mamă, și uita, când a apărut iPhone-ul, nu ăla mare, ăla... iPhone 7. Eu am crezut că iPhone 5. Că tot te-ai jucat cu bernițele de pe iPhone 5. A, păi ăla era telefonul de test, iPhone 5-ul ăla. Da, da, ăsta e un telefon pentru unele chestii, ăla e telefon pentru filmat, pentru suspensii. Și iPhone 5 a fost un telefon care îl foloseam noi la teste, știi, pentru suspensie. Am văzut mașina din Fast and Furious. Da? Ieri. Bravo. E de vânzare. Mitsubishi la verde? Da. Ăla ce Crazy a apărut tuning. În vlog, da, lui Crazy Tuning. Deci văd că ești pasionat 100%. Păi de mașini mai ales. Mă bucur să aud asta, chiar mă bucur să aud asta că... O să vin la expoziție. Vin la expo. Hai, ne învârtim cu Supra. Ne învârtim cu Supra, facem drifturi. Mă aștept. Facem drifturi cu Supra, dăm cerculețe.
Și o să ne distrăm foarte bine. Să vii că vreau să-ți dau un tricou din ăla de șef, organizator, ce vrei tu. Înțeles. Bine? Mm-hmm. Ieri am condus o mașină. Tu? Da. A4 2008. 140 de cai. Îți dai seama TDI. Îi pui la alon soft. Cred că decolează mașina, nu? Avion. Mamă, ce frumos. Și înainte l-a condus un prieten și zice, hai să încălzim puțin evacuările. Mi-a dat pe accelerare până la 5.000. Da? Da. După am pornit eu cu un fluierat. I-ai dat și tu burnout, așa-i? Deci funcționează tutorialul care l-am făcut. Excelent. Super. Un prieten l-a distribuit și a zis, pe acum știu ce să fac la 18 ani cu mașina. Da, ce mișto. Și m-a tot gândit, de ce nu poți urca la noi pe stradă? Că e mic, e joasă mașina. Da, aș fercau, aș rupe toată acolo. Eu de aia mi-am pus pene de aer, că am stat pe făclie, sub tine, sub adevărul. Da, știu. Problema era că la fel, e deal și am rupt 3 bări la mașina asta până m-am enervat și am zis că eu nu mai bag în curte, ori nu mai duc acasă, deci ceva fac cu ea. Și te-ai mutat? În primul rând i-am schimbat suspensia și da. După 3 ani de zile, da, m-am mutat de acolo, fiindcă na, soție, chestii. Etc. Haideți, nenea, traversați puteți cea de betoni. Așa, noi urmărim pe mami. Suntem ca în James Bond. 007. Asta e jeep-ul meu? Nu e jeep-ul meu. Am și eu un jeep din ăsta, știi. Ai vândut-o Arego ăla? Am vândut-o Arego când am luat audio. Fiindcă de-aia mi-am luat mașina aia și am făcut combinația. Subaru. Ce Subaru? MOV. Care a fost la parcă la București cu el. Subaru la expoziție. Ah, dar era al un prieten de-a meu, nu era. Nu, era la un amic. Trebuie să caut unde să. Vezi că merge. Merge? Vezi tu aici niște stickere cumva? Nu știu unde e asta. Azi că le căutăm. Spune ceva de tine. Zic că am 13 ani. 13 ani, da. M-am născut în Oradea și stau în Oradea, nu m-am mutat. Foarte bine, bravo, asta e, să nu-ți părăsești localitatea, fiindcă... Și îmi place foarte mult. Tu știi că niciun oraș nu are centură ca a noastră. Noi avem chiar ca autostradă, nu ca centură. Deci asta deja zici că e autostradă. Am avut o poză, nu am mai arestat telefonul. Apărea centura noastră și a Bucureștiului. Da, varză, deci ce diferență între ele. Bine, noroc că atâta s-a făcut și la noi la Oradea. Centura aia și centru nou. Da. Spune ceva de tine, ce părere ai de Gajul Kid Garage? De când mă urmărești tu pe mine? Cam când ai fost în Dubai și eu am fost în Dubai și de atunci am mers un prieten. Serios? De tine. Da, și după aia ți-am urmărit toate videoclipurile aproape. Ia vă-ți. Mă bucur să aud asta. Transmite-le ceva la fan aici, uite, dacă tot se uită oamenii. Să dați share, like, să comentați ceva frumos. Despre tine, nu? Că tu ești vedeta în episodul ăsta. Zile că ce le faci? Dacă nu, bloc. Îți dă bloc. Zic cum să te caute pe Facebook, ești un băiat foarte șmecher. Alex Dani. Alex Dani pe Facebook. Și aici o să aibă și niște stickere. Uite, îți dau două din astea. Mulțumesc. Uite, din astea. Ai bicicletă? Da. Uite, să pui astea pe bicicletă, astea să pui pe laptop. Și astea să le pui la mami pe ușă. Mulțumesc. Și unde este alea cu BMW-ul? Și alea cu BMW-ul. Nu mai am, dar... Nu mai sunt stoc. Când fac, vin să-ți dau. Că noi o să rămânem cei mai buni prieteni de acum, așa-i? Ia, dă un pumn aici. Yeah! Hai să ne dăm jos să te joci un pic cu suspensa, mă gândesc că vrei, așa-i? Nu.
acum ce nu vreau un copil? Exact. Hai, numai răbdare că vine mașina. De mașină, dacă nu vin. Acum, hai, dă-te jos, du-și pe mami, hai să salta pe mami. Să rămână, gâgin halacul. Da. Uite-ți, oai, ce tare e, băiatul. Hai, hai să-ți dau. Ține-l în mână atunci. Și fii atent, apeși pe butonul ăla să activăm aplicația. Așa. Și aia e fața și ăsta e spatele. Hai să te văd. Joacă-te cu fața. Facem un ceai. Facem un ceai. Nu este ceai. Pe cât de mult te joci tu cu ceaiul? Ia, hai, mai las o dată. Ce facem? Noi facem un ceai acum aici, nu? Păi hai, mai las o dată jos. Ducăm ca să vadă. Și acum coborâm. Hai să vedem ce fac. Și te ajuns. Da, fă mai repede, să vii ce repede se mișcă. Ia uite, fanul meu de 13 ani care rupe suspensia la așteptat. Bravo, man! O lăsăm toată jos. Uite, apeși pe ăla, apasă așa în jos. A lăsat deja jos. Hai. Acum ai toată pe jos. Ia, du-te, bagă mâna sub ea să vezi aici în spate. Putem băga mâna sau nu putem băga? Nu știu, putem? O putem băga, dar ca strâns. E strâns, deci nu este loc. Ia să vedem, ia mai poate. Tu poți că ai mână mică încă, dar peste un an de zile după ce o să te apuci de box sau ceva. Deja m-am apucat de un sport, polo. Te-ai apucat? Polo? Știi că și-am făcut polo. Bă, da. Suntem doi aici, bravo. Eu am făcut 9 ani. Bravo, man. Eu am făcut de 2 ani și mai este. Bravo, hai să ne mai ajutăm. Acum ridicăm sus. Nu? Pe celălalt buton? Așa. Și acum și spatele. Mai coboară o dată spatele. Bravo, bă. Dar tu ești expert. Păi, dacă m-am uitat. Bravo. Alex, noul meu fan și cel mai bun prieten, cred că de acum. Mersi mult că ai avut timp tu să te vezi cu mine. Și ce să spun, baftă multă la școală. Mulțumesc, pentru Garaj Kit întotdeauna este timp. Este timp, așa, hai, transmite-le ceva la copiii ăștia care se uită la noi. Distribuire, deci aer pe primul loc. Să vă uitați cât mai mult și să rupem vizualizările. Trebuie, nu? Da, și pe tine cum să te caute? Alex Dani. Alex Dani, un ad la prietenul nostru și ce să spun, mulțumesc că ați fost alături de noi. Hai, salute, salut! Salut! Foarte amuzant, deci primii băieți au fost puțin mai emoționați, așa. Și a venit puștulică ăsta de 13 ani, ce mi-a dat și mie și vouă două pălmi. Ne-a învățat ce înseamnă să fiu un fan adevărat. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi. Sper că v-a plăcut car vlogul ăsta. Chiar dacă ne-am mai bâlbuit, ne-am mai prostit, dar totuși cred că e funny. Vă pup și salut!